Asculți Business 360 la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună dimineața, dragi ascultători! Sunt Isabela Ciopana și vă prezint emisiunea Business 360 la Radio Terra Nova. Așa cum ați obișnuit, în această emisiune construim o perspectivă de 360 de grade despre ce înseamnă să dezvolți o afacere alături de cel sau cea care se dezvoltă împreună cu ea, și anume antreprenor. Azi vom vorbi despre un subiect destul de actual și destul de des greșit înțeles sau greșit aplicat de mare majoritate a antreprenorilor. În calitate de consultant, încă de pe băncile facultății, am descoperit ce înseamnă o eficientizare a costurilor, ce înseamnă să poți să faci economii într-o afacere, în același timp livrând produse de calitate din ce în ce mai bună. Și de fapt, tot ce înseamnă zona de producție, zona de servicii, așa s-au dezvoltat de-a lungul anilor. Lucrurile au devenit din ce în ce mai accesibile și la calitate din ce în ce mai bună pentru consumatori, pentru utilizatorii finali. Și toate astea se întâmplă tocmai datorită faptului că antreprenorul caută soluții să le producă la un cost mai redus, să le producă într-un mod mai ingenios, să le facă în moduri din ce în ce mai deștepte. Da? Toată lumea a auzit, sau multă lume a auzit deja citatul celebru de la Ford: pot să fac mașina în orice culoare atât timp cât e neagră. Era și asta o măsură prin care reușea să țină costurile sub control, pentru că a promis o mașină pentru fiecare cetățean. Ori acel lucru, în epoca în care mașinile erau confecționate, asamblate individual, cel care a inventat practic liniile de asamblare a trebuit să găsească modalități prin care să reușească să reducă costul semnificativ, nu doar cu 5-10% față de cei care făceau aceleași operațiuni la nivel de unitate individuală, de mașină individuală. Ori acest lucru devine posibil doar atunci când începem să facem piese, obiecte sau servicii standardizate, în serie. Da? Însă, la început de drum, costurile pe care le putem reduce, da, sunt de cele mai multe ori ascunse. De ce spun asta? Marea majoritate a afacerilor, când sunt înregistrate, sunt înregistrate pe adresa fondatorului, proprietarului. Și în cea mai mare parte, ele nu plătesc o chirie, un sediu pentru acea afacere. Ori în momentul în care afacerea crește, acest lucru devine imperios necesar. Pare a fi o economie de costuri la început, atunci când nu plătești. Și pare a fi o creștere a costurilor brusc în momentul în care trebuie să treci la un sediu separat, oficial, mai mare, în care să poți să faci, știu eu, logistică, depozitare, birouri sau alte activități. Și aici, de fapt, prima neînțelegere legată de ce înseamnă costuri. Nu poți face economii pe ceva ce nu ai cheltuit niciodată. Chiar dacă nu plătești în prima fază pentru ceva, trebuie să ai măcar evaluat ce ar însemna costul respectiv ca să poți să vezi câtă economie ai făcut. Și atât timp cât afacerea avea 1-2 angajați și era sediul la proprietar, ai făcut o economie de costuri echivalentă pentru închirierea 2-3 birouri. În momentul în care afacerea are 20, 30, 50 de angajați,
economia pe care o faci proporțional la cei 20, 30, 50 de angajați va depinde de modalitatea de a găsi soluții mai optimizate, mai benefice pentru afacere. Indiferent dacă asta presupune, nu știu, o parte din angajați poate lucrează de acasă sau lucrează de pe teren și nu au nevoie de birou, indiferent dacă gândim din perspectiva acelor birouri mari în care știm că nu toată lumea vine și atunci din proiectare sunt firme mari, se alocă undeva la 80% din numărul de angajați care ar fi aferența acelui birou ca și spațiu, indiferent dacă închiriezi temporar sau cu ora în funcție de cât ai nevoie dintr-un spațiu, dintr-o clădire de birouri care poate fi închiriată în acest sens, sau închiriezi pe termen lung, economia nu va mai fi față de acei 0 lei cheltuiți, ci economia va fi față de o altă soluție, soluția pe care ai ales-o. Și ăsta e doar un exemplu despre ce înseamnă să ținem acele cheltuieli, costuri, sub control, mai ales când vorbim de cheltuieli care nu țin strict de calitatea produselor sau serviciilor, deși la capitolul servicii, dacă vin clienții la tine, vin să te viziteze, face foarte mare diferență unde vin, unde inviți. La fel și la nivelul de produse. Dacă sunt anumite activități care le efectua într-un mod care nu presupunea costuri, poate le efectua asociatul, proprietarul și nu era remunerat pentru asta, în momentul în care trebuie să angajezi om pentru el, automat devine un cost. Aparent, costul crește. În realitate, e vorba doar de economia realizată. Dacă era nevoie de, nu știu, 2 ore pe lună, economia era salariul acela neplătit pentru administrator sau asociat care nu este remunerat în cuantumul celor 2 ore. În momentul în care volumul de muncă crește de la 2 ore pe lună la 200 de ore pe lună și e nevoie, evident, de un angajat care să efectueze acele activități, economia nu va mai fi din perspectiva celor 2 ore neplătite, ci va fi din perspectiva cât mă costă să-l plătesc pe asociat și pe încă unul de același calibru, cele 200 de ore pe lună, versus cât mă costă să angajez personal calificat doar pentru activitatea respectivă. Și multe alte exemple pot să vină în acest fel. Din această perspectivă, nu avem cum să facem economii la ceea ce nu am cheltuit și nu le-am evaluat costul niciodată. După care, a doua greșeală sau concepție greșită despre ce înseamnă economia de costuri este despre calitate. Să faci economie de costuri atunci când nu mai respecti standardul de calitate anterior nu e economie. Este efectiv livrarea unor produse sau servicii la o calitate mai slabă care inevitabil ori vor avea un cost de mentenanță, retur, rebuturi sau mai știu eu sub ce altă formă, repercursiuni, da, cheltuieli ulterioare, ori vor scădea vânzările, pur și simplu. Dacă ceva nu este la calitatea, aceeași calitate la care era anterior, lumea nu va mai cumpăra în aceeași măsură. Și atunci, reducerea calității implicit prin această economie de costuri duce și la insatisfacția clienților, pe de o parte, care poate să genereze costuri suplimentare pe partea de mentenanță sau servicii client sau retururi, respectiv poate să genereze vânzări mai mici. Deci nu duce la niciun beneficiu real pe termen lung, o reducere a costurilor fără respectarea nivelului standardului de calitate.
există și fața cealaltă a monedei, acolo unde unii producători mai zeloși vând la o categorie, să zic, de consum care nu necesită un anumit standard de calitate, fac calitate prea peste necesar. Și asta, inclusiv în zona de Lean Kaizen, se numește supraprocesare. Da? Deci dacă facem calitatea dincolo de ceea ce este așteptat de piață, practic piața nu e dispusă să plătească pentru ea. Și atunci acel lucru într-adevăr merită. Poate fi o economie de costuri din punctul respectiv de vedere, dar este foarte important să înțelegem care e standardul de calitate așteptat de piață, nu de noi. Nu noi stabilim standardul de calitate, ci le respectăm pe cele pe care le-am pus pe piață. Dacă promitem, evident, un standard, trebuie să respectăm, chiar dacă la un moment dat apelăm la diverse moduri de a optimiza costurile pe acest aspect. Uneori, optimizarea poate să însemne aspecte logistice, alteori poate să însemne aspecte cantitative, da, ambalarea, mai ales a produselor, în pachete mai mari, în dozare mai mare, care evident duce la o reducere a costurilor de ambalare și livrare și implicit de manipulare cu ele, care poate să ducă la economii de costuri, pe de o parte, dar care de obicei duce și la o așteptare de prețuri mai favorabile din partea consumatorului atunci când produsele sunt la pachete mai mari, la volum mai mare. Și atunci, pentru a putea vinde aceste pachete, trebuie să fie promovate ca atare. Deci, primul lucru, nu putem economisi acolo unde nu am cheltuit. Al doilea, nu putem economisi renunțând la criteriile sau producând sub nivelul criteriilor de calitate promise, agreate, acceptate de utilizator, nu cele pe care noi le-am propus intern. Evident, atunci când noi ne dorim să aducem produsul la o calitate superioară, este important ca acesta să fie și comunicat și să se găsească și piața care este dispusă să plătească pentru asta. Pentru că o piață care plătește pentru o calitate, să zicem, de plus minus 2% versus o piață care plătește pentru o precizie de plus minus 0,1% este foarte diferită. Asta mă refer la elemente cantitative, elemente măsurabile, inginerești. Evident, la servicii este vorba despre mulțumirea clientului și acolo calitatea este mult mai dificil de măsurat, da, și de cuantificat, însă și acolo avem de a face întotdeauna cu un feedback din partea clientului, prin simplul fapt dacă mai cumpără de la noi, dacă ne recomandă mai departe, dacă modul în care colaborăm împreună este o plăcere sau nu pentru ei. Și acestea sunt indicatori al calității muncii noastre, dincolo, evident, de rezultatul pe care trebuie să-l livrăm conform contractelor sau agreerilor existente. După ce am luat în calcul acest lucru, principiile care le putem folosi pentru reducerea costurilor țin de soluții noi, procesare la volum, standardizare și inovare. Ce înseamnă soluții noi? Înseamnă să dăm o altfel de rezolvare la aceeași problemă cu care se confruntă clienții, da? Și cu care să oferim împreună cu această soluție
să oferim o abordare mai personalizată, mai adaptată la nevoile clienților. Da? Asta e un prim pas cu care putem uneori reduce costuri. Însă, pentru a ajunge la acele soluții noi, de obicei există o investiție în zona de cercetare de dinainte. Și atunci, niciodată nu putem să ne așteptăm ca primul produs sau primul lot sau primii clienți să plătească un preț care să fie acoperitor și pentru încercările noastre pentru a duce la acel rezultat. Prin urmare, dacă vrem să gândim o astfel de soluție, primul și primul pas necesar este să evaluăm dacă există piață pentru ea. Dacă există suficienți clienți care ar fi dispuși să plătească, chiar dacă nu toți deodată, și cu primii cu care lucrăm, din nou, să luăm acel feedback, să facem ajustarea pe așteptări, pe standardele de calitate, ca să putem livra acea soluție conform cu acele așteptări și pentru următorii clienți și să ne încadrăm de la al treilea, al cincelea produs sau lot în costurile care ni le-am propus. După care vine partea de producții în serie, întotdeauna să produci mai mult într-un mod structurat devine mai ușor, cu condiția să avem resursele necesare. Uneori, să încercăm să facem producție în serie cu o echipă prea mică, cu stocuri prea mici sau cu modalități de reumplere a stocurilor care nu sunt foarte eficiente pentru astfel de producție, poate să genereze chiar costuri mult mai mari. Trebuie să înțelegem care este capacitatea noastră la care suntem cel mai eficienți. Și dacă la utilaje putem pretinde o încărcare de 100%, niciodată nu o să funcționeze nici măcar utilajele 100% din timp. Mai nou la roboți putem pretinde să funcționeze 24/7, la oameni nici într-un caz. Pentru că realitatea spune că nici utilajele nu funcționează 100% din timp, oamenii cu atât mai puțin 100% din acel timp alocat, deci nu vorbim de a nu dormi, ci cele 8 ore care îl petrec la muncă. Nu au cum să funcționeze în tot acel interval. Și atunci, gradul acela de încărcare optim, la care toate funcționează șnur, și la care putem avea productivitate susținută pe termen lung, sunt indicatorii care ne spun unde operăm la costurile cele mai mici. Momentul în care scădem gradul de încărcare, evident avem timp morți, care duc la costuri suplimentare. Momentul în care creștem gradul de încărcare, vom avea supra solicitări care vor duce la rebuturi, greșeli, rectificări, retururi de produse, nemulțumiri, scăpări diverse, care în realitate ne vor costa mai mult decât poate adaosul generat din acel volum suplimentar. Al treilea mod, standardizarea, ține de a ne organiza foarte bine munca, de a avea claritate foarte bună și de a avea oameni poate specializați pe anumite părți ale activității, la fel cum avem utilaje specializate pe anumite tipuri de operațiuni, cu ajutorul cărora să putem face activități similare într-un timp foarte scurt și cu o claritate foarte bună de ce înseamnă ce fel de date avem nevoie, ce fel de pași avem nevoie să efectuăm ca să ajungem la rezultatul dorit. Iar în momentul în care avem claritate, creăm acele sisteme care duc la reducerea de costuri
prin standardizarea, prin structurarea și organizarea foarte bună a activității pentru a livra ceea ce avem de livrat. Și de obicei, o standardizare duce și la îmbunătățirea calității, dar ajută cel puțin la menținerea lui. Pentru că atunci când avem o standardizare, avem și partea de calitate, avem și partea de verificare și avem posibilitatea să ne asigurăm că nu ies din mâinile noastre produse sau servicii cu greșeli, cu defecte care pe urmă să se întoarcă de la client. Iar ultimul element este partea de inovare. Inovarea devine posibilă și merită să fie făcută în momentul în care deja avem această claritate. Pentru că altfel s-ar putea să rezolvăm probleme care nu le-am fi avut dacă ne-am fi organizat. Inovarea presupune să venim cu o altă abordare, cu un alt sistem, cu mai puțin pași, cu mai puține costuri, cu o cale mai ușoară de a rezolva aceeași problemă, de a ajunge la același rezultat, dar după ce am înțeles cum funcționează. Inovarea nu este o idee venită așa din gol, ci de obicei este o soluție la o problemă pe care deja o stăpânim foarte bine. Prin urmare, cei mai buni inovatori sunt oamenii care stau în mijlocul problemei, stau în mijlocul procesului și o văd zi de zi, văd care sunt provocările, văd care sunt neajunsurile, văd care sunt micile defecte sau situații în care apar rebuturi și caută soluții pentru ele. Iar pentru o cultură a inovării, ca să putem ajunge acolo, e nevoie să avem o cultură a standardizării, o cultură a muncii într-un sistem cât mai bine organizat. Sper că aceste idei și pași să vă fie de folos pentru a apuca problema reducerii costurilor dintr-o perspectivă cât mai coerentă și cât mai folositoare pentru dumneavoastră. Dragi ascultători, aici se încheie emisiunea Business 360. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în a descoperi perspective de 360 de grade despre cum putem crește afacerea noastră alături de cei care cresc împreună cu ea, și anume antreprenori. O zi cu creștere tuturor!